Pe înțelesul celor mari, patrula este un proiect de responsabilizare a comunității. M-am gândit că prin această patrulă am putea face mediul înconjurător mai curat și va fi mai bine pentru noi. Să nu vă prind că aruncați aparatele electrice, că nu știu ce vă fac. Am derulat această acțiune sub deviza Educație pentru curățenie și lumină. Am crezut cu tărie de la bun început în această acțiune. Nu există motivație mai mare pentru ele decât exemplul personal al dascălului. Ne-am învățat să organizăm, să planificăm, să coordonăm pe plan local un proiect de asemenea amploare. Am conștientizat importanța acestei acțiuni pentru mediul înconjurător, pentru economia națională și, în ultimul rând, pentru curățenia gospodăriilor noastre. Patrulele au acționat din casă în casă pentru a informa cetățenii. Dincolo de cantitatea asta de 12 tone de materiale reciclate, recolectate, cred cu tărie și acum când vă vorbesc, mult mai important a fost pe parcursul acestui an școlar, componenta educativă acestei ample acțiuni naționale. Exploatând entuziasmul natural al copilor, poți face lucruri foarte mari. Și dacă îi setezi de la această vârstă în sensul bucuriei de a face ceva, cel puțin pentru o parte din ei, va rămâne această scânteie, această flacără, această dorință de a face câte un lucru bun în fiecare moment din viața lor. Sigur că participarea noastră la acest proiect o considerăm ca cea mai bună și frumoasă lecție educativă și de comportament civic din acest an. Chiar ne-ați depășit așteptările. Că de atunci nu mai ajunge nicio baterie și niciun echipament care nu mai poate fi folosit la coșul de gunoi. Chiar dacă ne scapă nouă, doar sigur nu le scapă.